discuție la dumneavoastră. Spuneți, domnule, cum credeți dumneavoastră, după toate ce s-a întâmplat în țară, în special în ultimii 3-4 ani, are șansă la anul vreun partid politic să iei majoritatea parlamentară, așa cum a făcut-o PASU? Un singur partid spre atât putere? Nu, așa. Sunt absolut de acord cu dumneavoastră. Atunci revenim, ajungem la întrebarea numărul 2. Dar doamna Maia Sandu, toate promisiunile ei care le-am citit pe drum, e cum are de gând să le realizeze dacă n-a să aibă majoritate parlamentară? Online. Ah, online. Deci, că apare întrebarea, dacă dumneavoastră nu a realizat promisiunile care, având în ultimii 3 ani de zile, majoritate parlamentară, guvern, procuratură, toate structurile de forță în țară, păi dacă nu s-a făcut nimic în 3 ani de zile având majoritate, cum a să o facă fără majoritate? Mie sunt foarte bucuros cu dumneavoastră, înțelegeți perfect, că în viitorul parlament nici un partid politic nu poate să aibă majoritate parlamentară. Atunci apare întrebarea, cum pot fi realizate promisiunile, inclusiv cele care le-am scris eu cu colegii în programul electoral. Anume din aceste motive, ca să nu ies în fața dumneavoastră peste 6 luni după alegeri și să vă spun foarte multe vrem să facem, dar nu ne ajunge majoritate parlamentară. Sau iar cineva face o coaliție de dreapta ori de stânga. Anume din acest motiv, că astăzi puterea executivă trebuie să fie în mâinile unui singur om, noi și mergem pe unica variantă viabilă pentru Republica Moldova, și anume de la Republică Parlamentară să trecem la o Republică Prezidențială, în care un om răspunde pentru tot. Eu nu vreau să fiu președinte care dă medalii, face poză cu ambasadorii și stă cu diaspora câte 4 ore la bancă. Dacă președintele țării își permite să stăie 3-4 ore în vamă, înseamnă că el n-are de lucru. Eu nu înțeleg cum un președinte de țară. Președintele țării în 3-4 ore trebuie să soluționeze cel puțin câteva probleme și să aibă vreo 10 întrevederi. Dar dacă noi mai departe asamblăm cu selfie de la vamă, a să arătăm că zburăm în econom clas cu Wizz Air-ul, că eu sunt sigur că dumneavoastră așteptați rezultate.